un alt monument, simbol, grădina publică în Târgu Jiu, da? Aici avem poarta sărutului, unde cam toți se sărută. Ansamblul monumentului Brâncuș, da? Îl avem exact ceea ce ne spuneau rudele lor, nepoata lui Brâncuș, o cunosc pe această fată, o fată minunată care îl promovează pe bunicul ei. Deja polițistul sună. Aveam derbedei unde încercau să distrugă acest monument, monitorizare video cu proiectoare, masa tăcere. Acolo. Și aici, acest monument, toți se fotografiază. Foarte bine. Un parc cu pietriș. Uite, încă două camere pentru derbedei. Ei sunt la odihnă, polițiștii locali. Nu, sunt plătiți să ce? Vreau să mă duc la masa tăcere. Se odihnesc oamenii. Chiar oamenii ăștia chiar fac mișto de noi. Vedem în fișa postului. Sunt plătiți oamenii ăștia așa. Dom'le, e bine la stat să stați așa degeaba? Iar cetățenii, dacă au nevoie, nu știu, e a doua oară când văd poliția locală pe aici, că sunteți la odihnă. Aveți în fișa postului așa ceva aici? Bună ziua! Polițist local Bucină, poliția locală Târgu Jiu, dumneavoastră, cu cine avem onoare? Geană. Geană. Zic, aveți în fișa postului așa ceva, chestia asta? Ce anume? Adică să vă odihniți în parc. De ce ați vrea să faceți? Noi avem grijă ca operele să nu fie atinse conform hotărârii de Consiliul Local 192 pe 2017, să atragem atenția și să asigurăm ordinea și liniștea publică. Am înțeles. Aveți și monitorizare video. Da. S-a mai întâmplat vandalizări aici, vandalismul ăsta, adică mai fost cetățeni indisciplinați? Mai sunt și cetățeni. Și acum cu camere tot? Nu, camerele au rolul lor, cetățeanul. Așa, poliția locală tot așa, adică ați avut conflicte, adică cu cetățeni care să urce pe aceste minunății și astea, tot? Mai multe nu vă putem relata, mergeți la sediul poliției locale Târgu Jiu, este purtătorul de cuvânt și vă oferă un raport cu ceea ce doriți dumneavoastră. Câte? Ah, da, am înțeles, nu-mi dați nicio informație. Da, am văzut că, și de ce nu patru la stați numai pe acolo sau doar vă uitați acolo, 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 așa, așa, sau mă sunteți mai mulți polițiști? Este treaba noastră, cum ne facem noi serviciu. Parcare, mai vin la tine acolo. Ai treaba, aveți și fluier, sunteți, faceți așa, alergări pe aici, așa, trrrr. Vă dorim o zi bună. Da. Păi, dumneata n-ai cum să prinzi hoțul, la cum arăți. Da. Un pic cam grăsuț. Dacă îi prind eu, prin ce sunt plătit eu? O să văd ce salariu ai dumneata. Un parc destul de curat, bine, cu pază, poliție locală. Ei sunt probabil cei cu o calitate înaltă. Trebuie să se plimbe pe aici. Da. Și haideți să vă arăt apița. Adică ca punct de reper. Da. Avem aceste monumente, aceste bijuterii unde chiar președintele României s-a așezat aici. Da? Și el vrea o Românie normală, da? O monitorizare video pusă înspre cer. Da? Băi, băieți, camera aceasta, ce vedem în sus? Am impresia că voi nu gândiți. Deci, investiți o cameră, da? Cu... Mamă! O să văd... Iau la întrebări. Păi, voi puneți camera aceea în sus să nu se vadă nimic? Da? Și arată masa tăcere. Eu nu știu când nu i-am găsit la masă pe acești polițiști. Hai să servească.
Și aici haideți să vă arăt băltoaca. Da? Proiectoarele sunt, luminează aceste în jos toate, da? În loc să dea măcar în sus, vedeai verde, da? Flux și toate astea. E un pic de neprofesionalism. O să încerc să vă arăt poziția. Bine, o să luăm punctul de vedere al poliției, legea 155/2010, să vedem dacă a făcut raportul referitor la monitorizarea video. Așa arată podul, o apă curată foarte spălată și mă grăbesc. 4 județe făcute. Nu mai văd altă poziție a camerei. Bine, cea camera, nu, nici aici nu mă vede pe mine, indiferent ce unghi de focalizare are, da? Iar acum, polițistul are obligația, dacă vreți să vă fac eu o fotografie, cum are drag, dacă doriți. Nu e nicio problemă. Vă solicit în mod expres, în conformitate cu legea 155/2010, să vă arăt, să constatați personal o neregulă. Haideți, să vedeți aici. Ce anume? Păi haideți aici, uitați, să vedeți dumneavoastră neregula care trebuie să o dați la șefi, să o pună la punct. Haideți, vă rog frumos. Polițistul local trebuie să mă rog să își respecte propria lege 155/2010. O să-i fac o plângere, o să vreau să mă legitimeze ca să putem să facem... Să-l văd pe dânsul, uitați aici la monitorizarea video. Deci niște bani investiți. Există o monitorizare video. Deci avem o monitorizare video acolo, da? Haideți să o vedeți pe aceasta. Inutil. Deci... Camerele aparțin de centru de cultură. Am înțeles. Trâncuri. Am înțeles, dar aveți obligația. Ce anume? Pentru că un cetățean... Se știe. Domnul meu, noastră să nu confundați metropolitana. Uitați actul meu, notați datele. Da? Vă rog frumos, în conformitate legii 155/2010, să vă legitimați și insigna. Așa spune legea. Stimate domn, m-a legitimat verbal. Domnule, legea 155/2010 așa spune altceva. Nu v-ați legitimat, doar v-ați prezentat. Mi-am declinat identitatea. Atenție, dumneata, notez datele. Deci da, trebuie să-ți arăți legitimația și insigna. Așa spune legea. Da? Și... Ce rugăminte am? Vă rog frumos să nu țipați la mine, da? Domnule, dumneata nu mă pui la punct. Eu n-am țipat, da? Nu mă pui la punct. Dumneata, nu-ți place să fii sănătos. Te duci acasă și eventual să-ți dai demisia. Nu, da? Nu, îți dai demisia. Deci vreau să știu cine sunteți. Domnul Hari. Domnul, vreau să știu cine ești dumneata, da? Dumneata, acum ții, vă las. Să spuneți că un cetățean a sesizat că acea cameră e spre cer. Nu funcționează camera asta. A, nu funcționează? De unde știi dumneata? Pentru că sistemul de video s-a montat cel nou. A, mai multe detalii a scos-o din funcțiune? Nu răspunde poliția locală de ele. Am înțeles, dar camerele alea, da? Alea funcționează doar atât. Aia nu mai funcționează, da? S-o dat jos. Bun, vă rog să vă legitimați formă. Legitimați-vă. Poftiți, domnule. Legitimați-vă. Nu să te speri ori meu, mi-am declinat, merge la poliție. Domnule, eu nu trebuie să fiu superior, mi-ai ținut cartea de identitate. Domnule. Vreau să știu dacă ești Maradona, dacă ai furat. Dacă ai furat hainele. Deja depășiți. Dacă ai furat. Domnule, dumneata ești corupt. Vă rog. Dumneata ești corupt. Dumneata ești corupt. Dumneata, ești corupt? Ce ți-a întâmplat? Eu te-am întrebat, legitimează-te. La revedere. Domnule, dumneata ești corupt. La revedere, nu m-am mai hărțuit. Dumneata ești corupt. Nu sunt corupt. Mi-ai ținut cartea de identitate, vreau să știu cine ești. Dumneata, nu mi-ai dat-o. Da, ți-am dat-o ca să notezi, da, te rog frumos, da, să te legitimezi. Mă legitimezi local. Și vă doresc o zi bună. Legitimați-mă. Mă lăsați în... Nu, legitimați-mă, mi-ai citit, legitimează-te. Faptul că eu m-am rugat de dumneata, o să răspunzi. O să răspunzi, crede-mă. Crede-mă. Domnul polițist, cum se numește? Vucină Ion? Vucină Ion. Numărul 110. Numărul 110. Domnule, țin să vă spun că pătați haina statului. Este haina primăriei. Păi da, dar e a statului. Nu este a statului, e a poliției locale. Nu e asta, nu sunteți aici statului? Nu aparține de minister.
Nu sunteți ai statului? Aparține de Consiliul Local Târgu Jiu. Dar tot ai statului. Vă rog frumos. Domnule, eu v-am întrebat. Sunteți corupt? Depășiți limită. Ce limită? E o întrebare de depășire de limită? Este o jignire și da? Vă depun plângere. Nu, dați-mi amendă. Că e o jignire. Ai spus că e o jignire. Eu te-am întrebat. Vă rog frumos. Dragii mei, acest polițist local nu are ce să caute în structura primăriei unde nu-și cunoaște legea 155, pentru că spune clar că polițistul local trebuie să se prezinte, să se legitimeze, există și că îl hărțuiesc. Păi să ai datele mele, da, dumneata? O să mă duc acum la primărie să spun ce om a angajat, da? Da. Să strigați prin stație, da? Vă rog frumos. Vă doresc o zi bună. Îmi dorește o zi bună un domn un pic cam grăsuț, da? Rătofei. Un domn care, uitați, polițista filmează cu telefonul, mă filmează pe mine. Mă filmează pe mine cu telefonul. Polițista în timpul serviciului mă filmează pe mine. Nu mă deranjează doamna sau domnișoara polițistă. Nu mă deranjează că mă filmați. Dar de ce mă filmați? Ia spuneți-mi că aveți în fișa postului, știți că este o cameră. Dacă țineți telefonul invers, dea Full HD. Nu, invers, așa. Nu, invers, cum e la mine. Colegul dumneavoastră, nu știu cum, este o cameră acolo pe copac. I-am arătat-o. Anunța superiorii sau șefii, da, că acea cameră e gătuită în sus. Iar dacă nu funcționează, s-o dea jos. Că sunt niște bănuți, da? De la stat. Cu cine am onoarea? Cum vă numiți? În ce calitate mă întrebați dumneavoastră? De cetățean. Nu sunteți... V-am întrebat eu ceva? Da, vă trebuie. Legea 155/2010 spune că dânsul m-a legitimat. Și greu. Că l-ați abordat. Da, l-am abordat, nu. Nu că m-a legitimat dânsul. M-am dat eu ca să putem să... Și numele dumneavoastră care este complet? Jean Hare Florin. Ăsta e un nume, nu Jean. Cum ați spus înainte. Geană, am zis. Dar probabil că dumneata ești, aveți probleme cu urechea? Sau cu urechile? Aveți probleme medicale? Aveți un document la dumneavoastră? Da. Prezentat și nou. Motivul legitimare. Dumneavoastră, ca turist, mi se pare că sunteți o persoană suspectă. Suspectă de ce? Sunteți prea mult interesat. E dreptul meu. Dar nu vreți să mă legitimați? Vizitator care vă interesează. Nu contează. M-a interesat și operele. Celor care pun camere. Și a poliției și operele. Dar mă filmați, da? Corect? Nu vă filmez, că nu am de ce, că nu sunteți bine, atât de... Bine, mințiți acum, da, bun. Am înțeles. Vreți să mă legitimați, da? Eu da, mă legitimați. Prezentați-ne și așa. Un document. Arătați-mi cine sunteți. Că sunteți momentan civilă. Haideți. Ia să vedem. Așa se face legitimarea, da? Doamna 112... Așa. Naider Elisabeta, bun. Pentru ce mă legitimați? Motivul legitimării mele. Ce am săvârșit? Dumneavoastră ne-ați abordat ca nu un simplu cetățean, da? Ca un simplu cetățean, v-am adus eu la cunoștință. Eu sunt în măsură ca să vă dau relații la o persoană cu care pot să cooperez, nu? Păi eu am chemat în mod expres să vă arăt putem o neregulă. Ce? Vreți să vă arăt și dumneavoastră? Cooperare. Eu am zis, prezentați-mi un document de identitate să știu și eu cu cine vorbesc. Geană mă numesc. Prezentați-mi un document. Motivul legitimării. Motivul legitimării. Ce am săvârșit? Nu trebuie să săvârșiți, domnule, o contravenție. Că asta ar însemna să săvârșiți și o contravenție și mergem mai departe. Deci, mai departe ce? Ia ziceți-mi. Păi nu, asta înseamnă numai când săvârșiți o contravenție. Și am săvârșit ceva? Domnule, că nu. Bun. Deci nu vreți să mergeți să colaborăm, da? Alo? Domnișoara, doamna, nu știu cine sunteți. Acum am aflat, 112. Prezentați-mi un document de identitate. Dacă n-am săvârșit nimic. Dar nu trebuie să săvârșiți odată ce dumneavoastră mă abordați pe mine. Sănătate. Deci, dacă n-am săvârșit nimic, da? Eu v-am abordat. Adică să vă... E așa. Dar ai văzut colegul. Da, nu prea, dar nu prea știți. Deci... Așa le faceți la cetățeni? Domnul, când îi legitimați? În ce calitate mă întrebați? Ca cetățean. Doriți informații despre opere? Nu. Păi deja aveți în fișa postului? Eu v-am întrebat. Mă întrebați ca un simplu vizitator sau nu. Ca... V-am întrebat
dacă, adică dumneavoastră, să mergeți să constatați personal că acolo este o problemă. A văzut o colegă. Dumneavoastră știți ce scrie în fișa mea? Ca să știți așa, nu, ce scrie. Nu, știu ce scrie în legea 155 și în fișa dumneavoastră o să aflu, să vedem și ce bănuți e, câți bănuți, declarația de avere, o să văd. Scopul dumneavoastră e să vă urez drum bun și o zi bună. Păi nu mai vreți să mă legitimați? O zi bună, merge sănătos. Merg. Și arată poliția din Târgu Jiu, poliția locală. O să primiți o adresă la poliția locală. Păi știe colegul, eu v-am spus cine, Gian mă numesc. Eu nu trebuie să mă legitimez dacă... N-ai spus dumneavoastră că n-am săvârșit nimic? N-am săvârșit. N-am țipat legea 61. N-am calitate de cetățean, Constituția României, articolul 40. Articolul 40. Poți să mă exprim? Nata, acum ce ești, împărat? Împărat, rege? Ești poliția locală plătită din banii mei, banii dumnealor și toate, dar nu vă faceți datoria. Acum. Nu știu nimic. Păi, un document să văd dacă sunteți domnul de care vorbiți. Colegul, m-a legitimat colegul. Dar de ce să mă legitimez dacă n-am săvârșit nimic? Spune. O persoană suspectă, care suspectă este interesată de camerele de sub... Suspectă de ce? Că am întrebat de camere? Păi vreau să știu câte sunt, cum sunt montate, păi câți bănuți. Eu cui dau relație. A, păi nu aveți voie. Da. Aceștia sunt oameni plătiți din banii publici, da? Sunt, păi vă spune că cu polițiștii aceștia, acei derbedei care strică aceste opere de artă cu monitorizare video care nu funcționează. O să vedem câte camere sunt, o să vedem dacă are dosarul de evaluare de risc, o să vedem fișa postului a fiecare polițist local, câți bani are, ce salariu are, ce atribuțiuni de serviciu să se plimbe prin acest parc. Ei sunt speriați când îi întrebi. Ia fiți atenți! Atenție, vezi că moldoveanul este un brand în România, da? Eu să-i dea amândouă. Cât costă tot? Nu l-am de vânzare tot. Băi, omule, l-ai tot, dacă eu vreau să ți-l iau tot, tot ți-l iau. Cât costă tot? Vreau 2 milioane. 200 de lei? Luați în plic. Uite așa arăta pe copilărie. L-am dat așa. Da. Să da. Mai merge treaba. Asta e milogia. E milogială. Doamne, sunt de acord cu matale, da, trebuie să ai un serviciu. De acord. Dar face parte din tradiția poporului român. Vezi? Da? Ai văzut la B de la Munte și la Mare? Ai văzut filmul ăla cu... L-am văzut aproape 50. Mulți înainte, am aproape 63. Mulți înainte. L-am văzut. Da. Deci Moldova e cu noi, e un brand. Sănătate. Avem o monitorizare video aici. Așa arată un parc destul de frumos, da? Uitați-vă cum stă el așa, așa stă. Zici că e zimbru polițistul local, da? Cum niște aroganți acești oameni, da? S-au și văzut că sunt incompetenți. Ei nu cunosc niciun fel din această lege 155/2010. Dom'le, nu am nimic în comun, da? Nimic. Dragii mei, ne luăm la revedere din acest oraș minunat, decât cu poliție care pur și simplu nu vor să își facă un pic datoria când îi pui să ia măsuri. Dar nu e nicio problemă, o să luăm punctul de vedere de la autorități referitor la aceste persoane care pur și simplu nu știu despre ce este.